Ghidul pentru evaluarea națională este o ambiție de a încerca să redau într-un alt mod, într-un mod mai accesibil, informațiile care de multe ori sunt redate într-un mod prea savant și acest mod îi îndepărtează pe elevi de limba și literatura română. Încerca să punctez aspectele foarte importante și practic să ghidez elevul în noua structură a evaluării naționale. Am plecat de la varianta oficială și am prezentat fiecare cerință în parte, cercetând absolut toate testele de antrenament. Am propus pentru fiecare cerință variante posibile. Da. De exemplu, suntem în cadrul cerinței numărul 6 de la subiectul 1A. Aici putem să ne întâlnim cu cerințe care țin de textul liric. Am precizat ce este textul liric și care sunt tipurile de cerințe. De asemenea, am precizat ce este textul narrativ, am precizat ce este textul dramatic și toate cerințele. La cerința numărul 9, unde elevul de multe ori se încurcă, pentru că aici trebuie să asocieze un text, trebuie să asocieze textul suport cu un alt text studiat, am venit și cu o serie de propuneri. Pe lângă partea de gramatică, am încercat să insist foarte mult și asupra subiectului 2, pentru că aici, din experiența cu elevii, mi-am dat seama că sunt probleme. La alcătuirea unei scrisori, la alcătuirea unei compuneri, la alcătuirea jurnalului. Și nu am încercat doar să ofer un model de scrisoare, am încercat să ofer anumite strategii prin care elevul să poată să construiască o scrisoare. Da? De asta acest ghid este o ambiție, o ambiție care s-a cuantificat în jurul la mai multor luni de muncă propriu-zisă și, desigur, peste 7 ani de experiență cu elevii în cadrul ciclului gimnazial. Prețul este absolut accesibil și oricând pot exista îmbunătățiri care vor fi trimise pe e-mail fără niciun cost suplimentar.